În acest videoclip vom discuta despre noua descoperire făcută de James Webb, care demonstrează că Big Bang nu a avut loc, dar înainte să începem, poți, te rog, să dai un like acestui videoclip, să te abonezi și să apeși pe pictograma clopoțelului pentru a fi la curent cu ultimele știri de pe acest canal. Ai dat deja videoclipului un like. Imaginați-vă să încercați să construiți o galaxie de la zero. Nu este o sarcină simplă, nu-i așa? Universul a durat 350 de milioane de ani să formeze primele galaxii, iar acestea erau doar particule mici în comparație cu galaxiile masive pe care le vedem astăzi. Dar așteptați, pentru că oamenii de știință tocmai au făcut o descoperire șocantă care sfidează toate regulile. Au descoperit galaxii vechi care se presupune că s-au format doar la 500 de milioane de ani după Big Bang, datorită Telescopului Spațial Inovator James Webb. Aceste galaxii pun la îndoială tot ce credeam că știm despre Univers. Cu populații de zeci de mii și chiar sute de miliarde de stele, aceste gigantice cosmice îi lasă pe experți, precum fizicianul teoretician american Michio Kaku, uimiți. Imaginați-vă că aceste galaxii s-au format foarte devreme în istoria Universului, unele dintre ele având o masă stelară nu doar de câteva ori mai mare decât a Soarelui nostru, ci de miliarde de ori mai mare. Și nu doar atât, una dintre aceste galaxii poate avea o masă stelară de până la 100 de miliarde de ori mai mare decât a Soarelui nostru, ceea ce face ca propria noastră cale lactie, cu modestele sale 60 de miliarde de mase stelare, să pară insignifiantă în comparație. Așa cum a spus unul dintre cercetătorii implicați în proiect, nu există practic nimic în spațiu. Chiar și fizicianul teoretician Michio Kaku afirmă că aceste noi descoperiri vor umple lacune uriașe în cunoașterea noastră ca un puzzle în care o piesă nu se potrivește. Echipa de astronom care a făcut această descoperire uimitoare a numit chiar aceste stele distrugătorii universului, deoarece, dacă se dovedesc a fi reale, înțelegerea noastră a formării galaxiilor va necesita o revizuire semnificativă și va pune la îndoială unele dintre cele mai fundamentale reguli ale cosmologiei. V-ați întrebat vreodată cum a crescut Universul, care a fost doar o mică particulă, până la dimensiunile sale enorme de astăzi? Conform modelului Big Bang, Universul s-a născut acum peste 13,7 miliarde de ani dintr-un punct extrem de fierbinte și dens, dar ce s-a întâmplat apoi pentru a-l modela așa cum îl vedem acum? Imaginați-vă Universul ca pe un nou născut care se extinde cu o viteză incredibilă în timpul perioadei de creștere, dublându-și dimensiunea de peste 90 de ori. Pe măsură ce Universul creștea, materia s-a format, iar Universul s-a răcit. Apoi a avut loc ceva magic, recombinația, în care electronii s-au combinat cu protonii pentru a forma atomi, iar Universul a devenit transparent. Apoi a venit perioada întunecată, o perioadă de întuneric cosmic înainte de apariția stelelor și a galaxiilor. Aproximativ între 150 și 400 de milioane de ani mai târziu, cosmosul a ieșit din această perioadă întunecată printr-un proces numit ionizare. Deci, după 9 miliarde de ani de la Big Bang, sistemul nostru solar a prins viață. Dar iată partea uluitoare, aceste galaxii recent descoperite par să se fi format acum aproximativ 13,5 miliarde de ani, ceea ce înseamnă că au început să se formeze în timpul perioadei întunecate și sunt atât de masive încât pun la îndoială 99,9% dintre modelele cosmologice pe care cercetătorii le-au creat cu grijă. Această descoperire este atât de inovatoare încât forțează cercetătorii să-și pună întrebări cu privire la teoriile lor, să revizuiască modelele lor și să reconsidere complet înțelegerea științifică a formării galaxiilor. Descoperirea acestor galaxii cu miliarde de ani pun la îndoială tot ceea ce credeam că știm despre Universul timpuriu. Dar aceste descoperiri au o capcană, dimensiunea și proprietățile acestor galaxii pun la îndoială înțelegerea noastră actuală a cosmologiei, densitatea materiei și diferența dintre materia obișnuită și materia întunecată din ele. Cercetătorii sunt îngrijorați și au căutat erori în lucrările lor, dar datele și interpretările lor rămân solide. Ideea de a rescrie toate cărțile de istorie și știință este înfricoșătoare, iar cercetătorii se confruntă cu posibilitatea ca cunoștințele noastre despre univers să fie profund greșite. Aceste descoperiri ridică, fără îndoială, mai multe întrebări decât răspunsuri și ne invită să explorăm și să înțelegem mai mult decât am crezut că știm despre cosmosul nostru în continuă expansiune.